Salutare, dragi prieteni, și exact, știți ce urmează? Urmează marea nebunie Euro 2020, semifinalele împotriva Italiei. Ne reîntâlnim cu Italia după ce ne-am războit cu ei în grupa de calificări. Acum ne vom război cu ei în semifinalele cupei și totodată cealaltă echipă cu care se va juca. O, ia, deja s-a jucat meciul, pardon, mă scuzați, s-a jucat deja meciul. Franța a trecut mai departe de Belgia și este oficial Franța în marea finală. Deci dacă reușim să trecem de Italia, ne vom întâlni cu Franța în marea finală a Euro-ului 2020 și cred eu că ar fi ceva uimitor și atât de epic, incredibil. Bun, asta este echipa noastră incredibilă, echipa cu care am luptat și am rupt pe toți, băi, am sfidat legile normale, dar vai ce echipă avem și ce mare nebunie. Hai să-i dăm bătaie și dă Doamne să câștigăm. Țineți și voi cu mine, cum puteți să țineți cu România, nu neapărat cu mine, hai să ținem cu România, apăsând acel buton de like. Fiecare like este ca și o rugăciune pentru națională. O, da, ia l-ai pe Verratti, se uită către Budescu și se gândește, aici aș vrea să fiu chiar într-o bună zi. Și aici îl vedem, nu știu cine este. Hai să-l vedem, să zicem, ia-l pe Budescu, care știe că este urmărit de Verratti. Tatăl tuturor, Budescu le va arăta oricum se joacă. Băi, totuși, bă, și Budescu în campionat, ce bine a jucat, câte goluri am dat cu el. Dar iată, Italia, desigur, cu jucători foarte, foarte epici, acum este Insigne, cum este, cred eu, Belotti, acum în atac, nu este Immobile, acolo e Belotti. No, să fie un meci greu, dar un meci frumos împotriva Italiei și mă bucur că am dat de aici în semifinale, având în vedere că eu sunt un fan al campionatului italian, e și chiar faină faza. Hopa, ai măi Ivan, măi, dacă te luptai un pic mai tare pentru minge, dacă se înfigea acolo, poate reușeam să spar gheața. Trebuie repede să dau totul acum în prima parte a meciului, în prima repriză. Că în prima repriză suntem noi cei mai buni, că după aceea obosește echipa și nu mai facem nici naiba, nici nimic. Deci hai să atacăm, să atacăm și desigur, ce surpriză, să atacăm. Ai mingea, n-ai mingea, dai la poartă. Gol! Ali Bek! Și tocmai am auzit cum s-a spart o cască, plăcea fan. Ce scuze. Este, măi, golazo, băi. Ai golazo. Gol! Ali Bek. Ia l-ai, mă, pe Ali Bek. Revedem din nou din corner, măi. Ce se întâmplă, măi? Încep să le dau mai bine din corner. Nu vine să cred. Ala-i, mă, nene, mă. Fix în minutul 13. Se pare că de data asta 13 va fi cu noroc pentru noi. Să sperăm, haideți să ținem de acest gol de parcă ar fi golul vieții noastre. Hai, bravo Hanca, ia-le măi pe Hanca, băi, Hanca, băi, se vede că ești antrenat la Oxford United. Vai, hai Hanca, du-te, dică, ia ce frumos către... Ei, Ali Bek acolo, s-a luptat el, dar ia că, da, Donnarumma a fost mai rapid. Iu, încă una? Bonucci de data asta, Bonucci și heading-urile lui, da, mai greu. Hai Marine! Uai, dacă n-a șutat rău. Și Ivan! Uai, pe lângă poartă, mă. Ciobanul este accidentat, mare atenție, Ciobanul este accidentat. Să sperăm că nu este o accidentare gravă, Ciobanul acolo accidentat. Îl mai lăsăm câteva minute, oricum prima repriză lăs. Dacă nu mă pune jocul să scot, îl mai lăs o repriză. Avem nevoie de el și... Torje! Gol! Torje! Ia-l-ai, măi, pe piticul atomic Torje! Ce frumos se scrie aici, este 2-0! Cum dracu s-a putut întâmpla asemenea minune și asemenea gafă, Acerbi? Da, este Acerbi cel care a greșit. Acerbi, dacă stătea acolo pe poziție, în loc să-l atace, mă rog, să-l atace spre intercepție pe Torje acolo, ai, băi, Acerbi, ți-a îngropat echipa acum, te-au înjurat băieții.
E greu să-mi ții față, mai ales când joc cu Naționala României, o națională antrenată în perfecțiune de mine acolo, frumos la mine, la bază de juniori. Dar vedeți, aia ne mai trebuia un apărător șmecăștecăr ca Ciobanu, măi. Tic-tac. Și desigur, na, o să urmez, o să vedeți voi în curând, Marin, l-am luat pe Marin, 7-8, l-am luat pe Ivan, l-am evoluat bine pe Ivan, pe Pușca și l-am evoluat foarte bine, chiar și pe Alibec. Și Ivan, 3-0, scurt, la obiect, tiki-taka, ce să mai, top, băi, Italia fără Buffon, degeaba, Italia fără Buffon. Nu pot să cred, dar ne vom duce mai departe în marea finală Euro, adică nu cred că și mai revine Italia, dar hei, să nu zicem niciodată, țineți minte meciul cu Germania de acum o zi, două, măi, nene, măi, cum și-a revenit Germania după aia de la, și s-a terminat 3-2, ai, na, hai să vedem, hai să avem mare grijă de acest scor, să mai dăm încă un gol, că în repriza a doua cred că nu o să se întâmple mai nimic. Ala-i, mă, ia câtă perfecțiune în această fază creată de către nimeni altul decât Hanca. Și aici noul intrat pe teren, Pușca, și finalizează această... Băi, n-ai ce, e gata meciul. 4-0, măi. I-am spulberat pe italieni, Ia ce frumos. Pac, vine aici Pușca și Donnarumma cu un cetinitorul parcă. În momentul acesta italianii se gândesc unde este Donnarumma, unde este Chiellini, unde este Bonucci. Ba, stai că Bonucci a intrat amul recent în locul lui Acerbi, parcă l-a pus. Da, Rogani mai e pe teren, da. Da, și Acerbi, ce dragul. Nu l-am văzut acolo și pe Bonucci. What? Joacă cu 3 apărători. Da, n-am fost atent la formațiile lor. Cer scuze. Dar, într-adevăr, nu știu unde este Chiellini, spre exemplu. Nu cred că sunt retras sau oareși să fie retras, dar nu, că... 2020 ar mai trebui să mai joace. Dar hei, detalii, întrebări. Oricum reușim minunea să ajungem în marea finală a Euro 2020. Wow, cum sună asta, câtă greutate are acest moment. Dar ne vom confrunta cu Franța. Oare vom reuși să câștigăm sau vom muri fix așa înaintea linii de finish? Aceasta este întrebare. Hai, ultimele 3 minute suplimentare aici, ne zice domnul arbitru. 4-0 este scorul. Oare va da și Italia așa un gol de ăla de onoare? Ia-l pe Zaza. Oh, Fernandeschi, da. A dat și Italia un gol. Am văzut faza, am văzut din timp. Știi cum se mișcau jucătorii și de-aia am zis, băi, oare dă și Italia un gol? Că practic cum decurge aici momentul arată că de parcă ar fi un gol. Cum erau, cum pasau, cum se uitau, știi? Era așa acel feeling și da. Frumos acest duo între Bernardeschi și Zaza, dar e cam prea târziu. Oricum mă bucur că dau și ei un gol acolo, un gol de onoare. Bun, și România spulberă Italia și mere în marea finală, Euro 2020. Vezi, băi, asta trebuia României, un selecționer ca lumea să aducă pe Radu, să găsească 2-3 juniori și desigur să evolueze ceilalți jucători, pe Ivan, pe Alibec, pe Marin, etc. Și desigur neapărat să jucăm pe Budescu mai non-stop. Ok, bun, hai să vedem, marea finală împotriva Franței urmează aici, aici și marea finală, fraților. Opa, ce se întâmplă? Ceea ce nu-mi doream eu, da. Se pare că acea accidentare a lui Ciobanu care s-a întâmplat în meciul trecut este o accidentare mult mai serioasă decât s-a arătat așa la primele momente. Și este o accidentare foarte serioasă, trebuie să jucăm pe Radu, pe LB, nu că ar fi asta o problemă, dar na, e mai bun Ciobanu ca Radu, cred că în momentele actuale. Ia să vedem, este 69, așa, stamina este mult mai bun, dar da, Ciobanu, uitați-vă, are slide tackle 86 și standing-ul 87, vă dați seama ce armă letală-i Ciobanu în apărare, dar, hei, ne vom descurca și cu Pavlenko care oricum e mai bun, ca și Kirikeș, da, e mai bun, ok, deci, da, hai să trecem la treabă și să mergem în marea finală, Euro 2020 împotriva Franței. Hai, dacă era așa să mă întrebe cineva, da, Franța sau Germania, asta mi-ar fi plăcut în marea finală și, hei, am prins pe Franța, deci e bine. Ok, marea finală aici împotriva Franței, să ne ținem degetele încrucișate pentru România, să ne ținem pumnii pentru România, să dăm un like pentru România și, desigur, să câștige România.
Hai să vedem. Și băi, fi bine și francezii se joace, cu vreo 2-3 rezerve, zic și eu așa. Ok. Bun. Am văzut pe Varane, am văzut pe Kante. Este atacantul Mbappé, Fekir, Bakayoko. Ok, Bakayoko, atunci ce dracu, Bakayoko, Fekir ăsta, Fekir pe ce pe cam, înseamnă că joacă fără Pogba? Franța fără Pogba, ok, este un plus care e bine venit aici. Fără Pogba e binișor, e bines. Acum să vedem și apărarea și cine e în poarta francezilor. Bă, da, scuzați, incoming glumă rasistă, dacă nu știți, dacă nu acceptați glume rasiste, dați un mut. Băi, ce dragă e cu atâția negri, bă, la francez, bă, de naibii, de trebuie, mă. Cred că mai mult de jumătate din naționala Franței preteni cu becul închis. Băi, așa ceva, băi, ia, dar bun, n-ai ce, în toate sporturile ăștia rup tot. Orice sport ai zice, mă, basket, ăștia, fotbal, ăștia, ce dracu, bă, la tenis, parcă nu se prea pricep băieții. Dar în rest, doamne, tot rup băieții. Tiki-taka. Opa, Bakayoko pasează aici către Dembele, ce face Dembele? Ia ce pressing bun de către Torje. Bravo, băi, băieții. Alibek aici, Alibek, băieți. Așa, frumos, Marin. Hai. Da, mă, uite, măi, cu câtă putere a șutat-o Ivan. Și este gol Ivan. Ia, Ivan mere țintă la pușca și pușca și de-abia așteaptă să intre pe teren. România gol. Simplu și frumos. Sau mai bine trebuia să fiu și eu așa un de la un comentator, era domnul regii. Gol. România. Și desigur aș putea să o țin așa vreo 10 minute pur și simplu, fără niciun stres, nu știu ce așa de greu, dar desigur cred că mulți m-ați înjurat după aceea, mai ales voi cei care mă ascultați cu urechile voastre prea fine prin căști și vă mulțumesc. Și mă cer scuze dacă v-am rupt vreun microfon, microfon aici pe mine, vreo cască ceva, sorry, dar doar ce să-i faci, băi, trebuie să fie ceva fericire aici pentru România, că reușim să dăm un gol fix înainte de pauză în marea finală a cupei acestea Euro 2020, tiki-taka, să ne mâncă un corner aici, da, de vom reuși să facem o nebunie, el e pe Alibek, dar o prinde Loris. Ok, hai să comentăm aici ultimele momente, ultimele minute din acest meci. Da, suntem în minutul 70, mai sunt câteva minute bune. De asta vreau așa pe final să fie totul pus aici frumos, țaca-țaca în video. Și să vedem aici cum ne descurcăm împotriva Franței. Franța care atacă, l-a pus pe Pogba pe teren, l-a pus și pe Marțial pe teren. Dembele, tiki-taka, o greșeală mare când l-au început cu Pogba, zic eu. Pogba care îți face și parte defensivă și atacul. Și Mbappé, nu știu, Mbappé e un zeu, dar, ia, altfel când îl vezi pe Griezmann, pe teren, altfel. Bun, dar hai, că încă nu-i câștigat-o cupa, oricând poate să se trezească Franța să-mi dea un gol, de asta trebuie fie eu să dau cât de repede un gol de la Schmecker-Stecker, sau desigur, să cumva să ne apărăm, să nu primim niciun gol. Opa, numai să nu-l faultez pe ăsta. Torje cu toate puterile lui, frate, fuge după minge, curzava. Ai. Echipa este foarte obosită, s-ați și văzut acolo pe Hanca și pe Radu și apărarea și tot. Da, asta este o problemă la români, staminaul, nu prea avem putere în plămâni. Hai, Pușcaș, aia, slăbuță pasa, până facem noi amul contraatacul, e gata, s-au și venit apărători, hopa, Pușcaș șută, mă, aici, ia-mă, că-i gol, gol, Pușcaș, și curea o alată, băi, ce națională aveam odată.
Ia o din nou. Naționala România aici la un pas de a ridica cupa Euro 2020 în România după ani și ani de luptă și speranțe stricate și năruite. Vine un nou selecționer și acest selecționer, uite măi, ce revoluționează aici naționala României. Ăla-i mă nene, mă ia mă, Pușcaș, Ivan, cei doi care au dat gol și cred că Ivan este și omul nostru all-time cu cel mai multe goluri în momentul actual la, în acest campionat, mă rog, în acest Euro 2020, cred că cu el am dat cel mai multe goluri. Că rest am dat cu fiecare, am dat cu Alibe, cu una, cu Stanciu una, cu Maxim cred că două, deci am dat așa cu aici, cu care, tiki-taka. Iar acolo pe Hanca, foarte bine, bravo Hanca. Opa, Kante, Kante, pasă bună către Marțial, Hanca din nou acolo, bravo, măi, Hanca, măi, se luptă, îmi place asta la, da, Hanca, se luptă pentru minge, mă. Hai, Pușcaș, 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 recuperează, băi, Pușcaș, mă. Uăleleu, ce mă bucur că l-am transferat și pe jucătorul ăsta și l-am antrenat pe shooting și toate cele, tiki-taka, sunt un geniu. Îl vedem aici pe Dembele, Dembele este gata! Este gata, este cu tremurea cum se mișcă camera. Românii, pur și simplu, nu le vine să creadă. Țope, se fac hore în toată România, în toată lumea. Vai de viața mea, nu credeam. Deci vă zic sincer, deci sincer vă zic, nu mă așteptam să câștig cupa. Mă așteptam să joc prin optim și să mă scot afară și zic, băi, măcar am încercat. Dar am reușit. Băi, ceea ce mi-am dorit de mai bine de un an, am reușit să fac un career mode unde să o duc pe România, într-o cupă de asta, un euro sau un campionat mondial și chiar să câștig cupa. Și Radu va fi cel care va ridica cupa. European Championship, Euro 2020, România campioana. Vai de capul meu! Cât îi de epic acest lucru, cât îi de epic! Cât e de fain. Dacă la acest video nu strângem 1000 de like-uri, nu știu la ce alt video aș putea strânge. Fantastic. Hai! Hei! Campioni! Campioni! Ole, ole, ole! Hei! Ia la voi pe Radu cu cupa în mână. România și cupa. Fantastic. Ce reușim să facem aici. Și... uai, ceva din mine zice, băi, du-te și încearcă și ia și campionatul mondial. Dar, nu, dar career modul îl oprim. Deci career modul va fi oprit și practic vom continua strict cu naționala. Vom continua așa din când în când, vor mai apărea episoade cu naționala României, vom face o mică pauză sau nici nu știu exact. Știi, și pe aceea revenim gen drumul spre World Cup, drumul spre Cupa Mondială, așa m-am gândit să fac. Deci practic career modul este ca și închis, ce contează career modul, contează genul drumul, știi? Vom începe direct în meciuri, în calificări și toate cele, țaca-paca. Oricum, Ivan, simplu, Ivan cel mai bun. Și România câștigă European Championship, așa ceva n-ai să mai vezi decât în acest video. Fantastic, fantastic, măi, cât de bine am putut să jucăm. Hai să vedem aici la top goaler, top goal getter, știți voi toate cele. European Championship, Ivan cu 5 goluri. Deci per total în acest Euro 2020, Ivan a fost top goal getter. Numărul 1 peste tot, Ivan, 5 goluri, peste Belotti, peste Lukaku, peste Delali, peste Depay. Și Pușcaș, 3 goluri, pe locul numărul 6. De fapt, pe locul numărul 4, că e la egal de goluri cu Delali. 3 goluri Pușcaș, 5 goluri Ivan. Ia să mai vedem ce mai avem aici. Ia Kolev ăla, pare interesant. Acolo Pogba, Zielinski, așa cu Lewandowski. Ia România iarăși, Maxim și Alibek, 2 boabe. Chiar și Stanciu, 2 goluri. Alibek, 2 goluri. Maxim, 2 goluri. Mă bucur mai mult, sincer, pentru Alibek. Fantastic ce reușim să facem noi aici cu România noastră, măi, cu româniuca noastră. Și cine știe, dacă o tot ducem și dacă îmi zice comentarii mai jos să tot ducem pula mondiale, poate mai reușesc să mai găsesc niște junior șmecheri și cine știe și Toma asta așa să fie un, să avem un RB ca lumea la echipă, iarăși ar fi cea superb. Și da, nici nu mai știu ce să zic, fraților, absolut uimitor cum a fost acest career mode, acest drum, hai să zicem așa, acest drum spre Euro chiar s-a terminat fericit pentru noi. Și vai Doamne, și ce echipă o să-mi fac eu acum aici la băi, e prea frumos, ia, Matuidi, vine Matuidi, țaca, la tocanul Matuidi, mă,
lăsăm acolo totuși pe Budescu și totuși Budescu a fost golgheterul meu cel mai bun. Dar că să fă, n-ai că să fă. Vine aici nebunul de Keita. Uite-l bă pe Keita. 88 overall și așa îl scoate și pe mare. N-avem ce face până acolo pe Matuidi. Matuidi, Keita. El aici pe Eric Bailey. Păi, ce jucător, frate. Ce jucător, ce jucător avem noi aici. Doamne, doamne, doamne. Dă-ne putere nouă astăzi. Ia uite aici. Îl punem în locul lui Pavlenko, nu? Hai, îl punem în locul lui Pavlenko. Să vedem Pavlenko cu Vezo. Da, ce mai contează că modul acesta, nu? Nu, ce mai contează? Dar aș vrea așa, așa, pe final, știi, așa, să privim echipa așa, de sus, cum s-ar zice, pe final, cu toate transferurile mele și toate cele făcute. E așa și Origi, vine și Origi în locul lui Zardes, cred că îl pun totuși pe Origi în atac, așa e ce frumos, Origi acolo în atac, superb, și mamă, cât jucător avem în echipă. Așa, hai Laport, Laport în locul lui Kirikes, așa, pac, Pavlenko, out. Bun, deci Laport și Bailey, doi apărători de 87 overall, Keita, Matuidi și Origi în atac, Ali Bek pe stânga, Ivan pe dreapta, băi ce tare asta, e Ali Bek și Ivan, măi, doi români, românii noștri, măi, nene, mă, senzațional. Bun, și cu această uimire, cu această cupă și acest vis îndeplinit, poate că punem așa capăt acestei serii sau semi-capăt, că cine știe, poate revenim și cu o cupă mondială dacă văd acolo susținere din partea voastră și îmi ziceți în comentarii, dar practic career modul cred că este cam gata sau nici nu știu, ziceți-mi voi în comentarii de mai jos ce părere aveți, ce să facem. Oricum va urma un nou career mod în scurtă perioadă, știu că v-am pus deja să așteptați ceva timp, nu știu exact dacă revine și webcam-ul, dar poate că revine. Și încă nu sunt sigur, dar în proporție de vreo 60% sunt cam decis să fie AC Milan următorul career mode și după aceea desigur vom pune sub formă de vot. Următorul după Milan, după Milan va fi sub formă de vot, fie ne vom duce la Dortmund, fie în dreapta la Atletico, fie la Arsenal sau Chelsea sau United, rămâne de văzut atunci. Oricum, acum, viitorul nostru este Milan. Dar, hei, niciodată nu se știe, mă știți pe mine. Eu sunt un om foarte indecis. Eu poate acum zic că 60% Milan, mâine, dintr-o dată, ne trezim cu un career mode cu Chelsea. Nu știu ce să zic. Băi, eu sunt ca Gigi Becali. Și el, slaudă, băi, el e ca și transferat. El e ca și adus, pe aceea nu mai adus. Sau lui nu-i place de jucătorul ăla, că fumează. Gata, l-a adus pe jucătorul ăla în ziua respectivă. Nu știu ce să zic. Ne auzim până pe data viitoare, nu uitați de un like, hai să strângem 1000 de like-uri pentru Național România și pentru Cupa Euro 2020. Până pe data viitoare, numai bine, bye bye!